O carte pe zi, un proiect de încurajare a lecturii. Zile este o poveste teribilă despre trădare și răzbunare, care îi reunește pe Ewert Grens și Piet Hoffmann, două dintre personajele emblematice ale lui Anders Roslund, într-un roman de acțiune alert și tensionant. My name is Anders Roslund and I'm a Swedish writer, published 13 novels in the genre crime novel, thriller / social criticism. I'm published in 36 languages, under different names really, Roslund and Hellström, Roslund and Thunberg, just Roslund, and now for the first time published in my full name, Anders Roslund. This book is called Ja må hon leva in Swedish, which translated is about happy birthday to you. Povestea începe în forță cu o scenă terifiantă. Un apartament din Stockholm, o familie cu 5 membri și o aniversare. Un tort cu 5 lumânări și o voce de copil care cântă obsesiv aceeași melodie. Mulți ani trăiască. Poliția este chemată de un vecin deranjat de un miros suspect și de cântecul copilei. Zana, micuța sărbătorită, era singura supraviețuitoare. Toată familia sa fusese executată, iar copila petrecuse câteva zile și nopți în această companie macabră. Atunci când comisarul de poliție Ewert Grens intră în apartamentul familiei, ceea ce trăiește în acele momente îl va urmări o perioadă îndelungată. După aproape 20 de ani, comisarul Grens se regăsește în același apartament. Un incident nou, un aparent jaf, renuat de firul vechiului caz care a rămas în arhivele poliției nerezolvat. Cineva s-a întors și o caută pe Zana. Pentru polițist va fi o cursă contra cronometru ca să o găsească înaintea acelui om misterios. În 3 zile ies la iveală secrete păstrate cu sfințenie timp de 2 decenii. Iar la final, cortina cade, dezvăluindu-l pe ultimul și cel mai neașteptat. O carte pe zi, un proiect de încurajare a lecturii.